Iată, ne reveniți aici în platoul emisiunii Dimineața la Tezaur și continuăm pentru că astăzi, 7 decembrie, pe plan mondial este marcată Ziua Internațională a Aviației Civile. Ne-am gândit că ar fi frumos să stăm la discuții în această dimineață cu cei care au îmbrățișat acest domeniu și mare noroc că am prins-o la Chișinău pe frumoasa stewardesă Vitalina Nicoară. Vitalina, te salut cu mare drag și bine ai venit aici la Tezaur TV! Bună dimineața, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Eu știu că tu ești în mari emoții, dar să știi că fiecare dintre noi avem emoții atunci când ajungem în fața camerelor și vreau să te felicităm pentru acest frumos prilej, pentru tot ceea ce faceți, pentru că dacă n-ați fi voi acolo, nici noi n-am fi atât de safe, atât de liberi. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți. Cu mare drag. Hai să începem cu începutul, Vitalina. Povestește-ne, care e povestea ta? Cum ai ajuns să fii însoțitoare de bord și cum a devenit o dragoste tot ceea ce faci acolo, în aer? Deci viața mea a venit spontan. Așa. Visul meu de când eram mic nu era de a deveni însoțitoare de bord, dar de a deveni jurist, de a lucra într-un birou spațios, mare și cu o priveliște frumoasă. Așa. Dar ce ține de aviație a fost o coincidență și o provocare totodată. Văzusem pe rețele de socializare o postare sponsorizată, precum că se organizează un curs de formare profesională a însoțitorilor de bord și am accesat postarea, am cerut să mi se ofere mai multe informații. Eram interesată după răspunsul care l-am primit de la persoana respectivă, vorbeam cu părinții mei și ei tot m-au încurajat, aplică la acest curs și vedem ce urmează. Deci am aplicat la acel curs, urma să se formeze o nouă grupă de studenți, dacă pot să spun așa, în decurs de o lună. Între timp eu nu mai eram angajată ca și jurist și iarăși stăteam acasă. Și văzusem la fel o postare promovată de către compania aeriană High Sky, precum că recrutează însoțitori de bord și ceea ce mi-a tras atenția a fost faptul că nu era necesar de a avea experiență. Așa. Iar asta era un avantaj foarte mare pentru mine. Am aplicat CV-ul și urma să încep la fel cursul în acea școală și deja să văd rezultatele, dacă sunt invitată la interviu propriu-zis sau nu. Am primit răspuns pe e-mail că sunt invitată la interviu, m-am prezentat, am fost selectată și urma să începem cursul de formare a însoțitorilor de bord. Adică am renunțat la cursul care urma să-l fac la școala respectivă și l-am făcut la High Sky. Și iată, așa de un an, deja ești însoțitoare de bord. Da. Spune-ne, care de fapt e rolul unui însoțitor de bord? Deci, pe lângă faptul că trebuie să arate bine, este imaginea companiei, aș spune, acesta este acolo, în avion, la înălțime, pentru siguranța pasagerilor. Așa. Aceștia trebuie să fie mereu gata să ajute, să fie de folos. Cum a fost acel curs pe care l-ai trecut înainte de a deveni însoțitoare de bord? Ce presupunea el? Deci, cursul de formare a însoțitorilor de bord, mai întâi ne face cunoștință cu aviația, pentru că noi nu cunoaștem ce înseamnă aviație. Țin minte când m-am prezentat prima zi la curs. Aveai emoții? Aveam emoții foarte mari, dar am început cu alfabetul aviației. Da, aviația există are un alfabet al aviației? Are un alfabet. Am început cu noțiunile. Erau niște noțiuni foarte complicate pentru mine, exact. Dar aceste noțiuni acum sunt foarte ușoare și foarte folositoare. După aia am învățat despre aspecte aeromedicale și de prim ajutor, pentru că sunt foarte importante la bordul unei aeronave, despre teoria zborului, despre relațiile cu pasagerii, de asemenea despre situații de urgență și ce trebuie să facem noi și cum ne comportăm în așa situații. Ce presupune acel alfabet al aviației, că m-ai făcut tare curioasă? Deci fiecare număr al
scaunelor. Locurilor, exact. Uh-huh. Sunt numerotate. De exemplu, 1A, 1B. Am înțeles. Și noi nu spunem 1A, dar 1 alfa, de exemplu, 1 beta. Așa. Este mai ceva intim pentru noi, dacă pot să spun așa. Bun, și la final de acel curs pe care l-ai trecut, a mai fost un examen final pe care a trebuit să-l treci? Deci, da, ca și orice curs sau orice profesie care o vrei să o însușești, ea se finalizează cu un examen, cu o testare. Noi am avut cursul făcut de compania aeriană. Fiecare capitol al acestui curs se finaliza cu câte o testare de verificare a cunoștințelor. De asemenea, la finalul cursului am avut o testare sumară și urma să avem și examenul practic. Adică aceasta a fost partea teoretică, partea practică. Înseamnă că mergem la un simulator. Este o aeronavă simulată. Așa. Noi facem cunoștință cu ea. De asemenea, avem și partea cu notul, adică supraviețuirea în apă, exact. Dacă nu poți nota? Este o cerință care trebuie să o îndeplinești atunci când vii în aviație. Așa. De asemenea, am avut și simularea unui incendiu la bord. Este necesar să știm ce avem de făcut și cum să luptăm cu acest foc sau fum. Puși în toate situațiile posibile și imposibile. Exact, dar asta ține de curs. După ce finalizezi cursul cu aceste etape de parte teoretică și practică, urmează să te înscrii la Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru a susține 3 examene. Acestea sunt, am avut examen la cunoaștere generală, medicină și engleză. Și dacă se întâmplă că nu treci acest examen final, mai ai posibilitatea să mai încerci o dată? Da, sunt posibilități de a trece aceste examene. După asta urmează să ți ai atestatul de însoțitoare de bord și să faci câteva zboruri de familiarizare, cum se spune, și începi deja să lucrezi. Ce calități, parametri ar trebui să întâlnești dacă vrei să devii însoțitoare de bord? Eu anterior credeam că pentru a fi însoțitoare de bord trebuie să fii înaltă, zveltă, să ai un chip perfect, dar nu este așa. Se ține cont de alte... Și asta contează, dar mai mult contează ca tu să fii sănătoasă, atât fizic cât și mental. Pentru că nu poți să te angajezi într-o companie sau să începi un curs fără a nu avea un certificat medical. După aia este necesar să fii o persoană rezistentă la stres, pentru că avem de-a face cu multe persoane la bordul aeronavei, sunt persoane cu caractere diferite, cu situații de viață diferite și trebuie cu toate să poți să găsești o limbă comună. De asemenea, trebuie să fii curajoasă, pentru că să zbori practic zilnic nu este ușor și nu e simplu. Trebuie să fii o persoană deschisă și comunicativă, pentru că foarte mult contează comunicarea între membrii echipajului. Dacă tu nu discuți și nu ajungi la anumite compromise, zborul poate fi pus sub anumite consecințe, să spun așa. Ție cât de repede ți-a luat să te obișnuiești că ești mai mult în aer decât cu picioarele pe pământ? Chiar având în vedere faptul că eu nu mi-am dorit din copilărie încă să fiu însoțitoare de bord, eu am venit aici mai mult ca și la un job obișnuit, adică am venit, mi-am făcut lucru și m-am dus acasă. Ulterior, peste câteva luni, aș spune 2-3 luni de zile de când am început lucru, am început să mă îndrăgostesc în aviație. Mergeam la serviciu ca la sărbătoare, pentru că îmi plac uniforma, sunt în stare impecabilă, atât machiajul, părul și merg la serviciu. Practic nu pot să număr orele de zbor, dar mă simt bine atât și între nori și cât și pe pământ. Eu am atât de multe întrebări la tine că nu știu de unde să încep. De machiaj, păr, cine se ocupă? Voi singure? Deci, în acel curs, acest conține și o parte care se numește grooming. Așa. Noi suntem obligate să respectăm acel grooming. El conține cum trebuie să fie părul nostru.
adică cum să fie aranjat, cum trebuie să fie machiajul, adică ce culori a paletei folosim, ce culori nu avem să folosim, de asemenea oja de pe unghii, lungimea aici, unghiilor, da? Exact, este doar natural și French, cum se spune. Și deja nuanțe de pe buze și alte produse de machiaj care trebuie să le folosim. Trebuie să avem un machiaj cât mai simplu, cât mai natural. Părul de asemenea trebuie să fie mereu strâns sau scurt așa. Și deja uniforma trebuie să fie îngrijită și curată. Și azi, că tot ai avut posibilitatea și e ziua voastră, ai venit cu părul desprins. Exact, exact. Dacă mai tot timpul ești cu părul prins. Când ai tu cele mai mari emoții? La decolare sau când ajungeți la destinația finală? Atât decolarea cât și aterizarea sunt considerate faze critice ale zborului. Asta presupune că anume în aceste etape ale zborului pot să aibă cele mai multe să aibă loc cele mai multe accidente sau incidente aviatice. Exact. Eu am foarte mari emoții la aterizare. Mai încă lupt cu ele ca să nu le am, dar nu pot. Asta depinde foarte mult și de condițiile meteorologice exterioare. Pentru că dacă este vânt, ploi, aterizarea o să fie mai neobișnuită, cu turbulențe și cu... adică nu o să fie ca de obicei. Dacă e să vorbim despre o săptămână din viața ta, cât de mult timp ești la înălțime și cât de des ești acasă? Aș spune că eu mai mult sunt acasă decât este un angajat de birou. Exact. Avem un grafic flexibil și pot să fiu și câte 3 sau 4 zile acasă și o zi de zbor. Și adică în mediu sunt 15 zile acasă din lună și 15 lucrez. Am înțeles. Care a fost cea mai neobișnuită călătorie a ta și de ce? Cu multe peripeții, poate? Cu turbulențe? Deci, a fost? Da, da, sunt zboruri când avem turbulențe, practic tot zborul, dar sunt suportabile. Adică putem să ne facem treaba prin cabină. Cea mai neobișnuită și îngrijorătoare a fost zborul care l-am avut spre destinația Tel Aviv, acum în perioada războiului. Dar știam că este safe, adică să mergem, să ne întoarcem, dar oricum în interior eu aveam emoții, o frică, exact. În rest, toate zborurile sunt frumoase, sunt liniștite și atât noi cât și pasagerii suntem mulțumiți de asta. Știi, întotdeauna am avut o curiozitate. Atunci când ajungem la destinația finală, nu știu, într-o țară în care ne-am propus să mergem, când se termină călătoria, ce fac însoțitorii de bord? Aici sunt două teorii. Adică este teoria, prima teorie că noi mergem, ajungem, de exemplu, în Germania. Așa. Și debarcăm pasagerii, echipajul merge la hotel, se odihnește sau își ocupă timpul cu ceea ce consideră el că este necesar. Și în cazul nostru, noi avem mai multe zboruri tour-retour, adică mergem, de exemplu, în Italia, debarcăm pasagerii, se pregătește cabina pentru următorul tronson, îmbarcăm pasagerii și venim acasă. Am înțeles. E greu să zâmbești tuturor? Poate câteodată ai zile în care nu ai dispoziție. Cum procedezi? Nu prea este greu, deoarece în cazul meu, eu fac ceea ce îmi place. Adică eu vreau să merg la serviciu, îmi place să interacționez cu oamenii, îmi place faptul că mereu merg în destinații diferite, colegi diferiți și asta mă face să vreau să fiu acolo și să zâmbesc și oamenilor, pentru că atunci când noi zâmbim pasagerilor, le oferim un fel de încredere, cred eu. Pentru că sunt multe persoane care au frică de zbor, de înălțime. Mă număr și eu printre ele, apropo. De asta am ales să fii astăzi aici, ca să-mi ofer încă o dată acea siguranță că totul e safe atunci când zburăm. Exact, așa este. Să vorbim puțin și despre partea asta a vieții personale. Cât de mult o afectează acest job? În cazul meu nu afectează deloc. De ce? Pentru că sunt o persoană organizată. Îmi organizez timpul mai mereu. Adică deschid planul de la servici, pentru că avem o aplicație prin care mine sunt notate zborurile și îmi planific timpul în dependență de zbor. De exemplu, dacă mâine eu am zbor, astăzi fac alte chestii personale. Și tot așa, petrec timpul cu cei dragi,
mă ocup de mine. Am înțeles. Și pe final, încurajezi fetele și în general toți cei care iubesc aviația să îmbrățișeze acest domeniu? Da. Nu ai cum să iubești aviația până când nu ești în aviație. Adică ceea ce se vede pe exterior este una, dar ca să fii însoțitor de bord este foarte greu. Ai multe responsabilități. Uneori când este o stare de urgență, tu vrei să strigi, vrei să plângi, dar tu nu ai voie. Tu practic nu trebuie să faci, trebuie să oferi încredere, să te comporți de parcă așa ar nimic fi. Nimic nu s-ar fi întâmplat. Exact. Încurajez persoanele pentru că nu este ușor, dar nu este nici imposibil. Dacă vrei ceva, învață, stăruite și fă, pentru că o să vină momentul când tu o să îmbraci uniforma aceea, o să mergi în aeroport, o să zâmbești și o să spui că eu am putut. Eu am ajuns și, da, aici. Exact. Și mai ales că acum au posibilitatea cei care își doresc să devină însoțitori de bord și fără o experiență în acest domeniu, nu-i așa? Da, da, este super. Foarte bine și chiar persoanele după ce împlinesc 18 ani și au un bacalaureat susținut, ei pot să facă cursul și să lucreze. Îți mulțumim pentru că ai ajuns astăzi aici. Să știi că a fost o mare, mare plăcere. Ne-ai răspuns la curiozitățile noastre și te rog să transmiți un mesaj colegilor tăi. Vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră pentru invitație și pentru atmosfera frumoasă. Le transmit colegilor mei le transmit zboruri frumoase și cer liniștit sau nu știu, cer liniștit și zboruri linie. Și timp frumos să fie. Exact, exact. Vitalina Nicoara a fost în această dimineață aici la Tezaur TV. Cum spuneam, astăzi, pe data de 7 decembrie, marcăm pe plan mondial Ziua Internațională a Aviației Civile. Felicitări încă o dată și mulțumim pentru că datorită vouă avem un zbor frumos și relaxant.